deci ca în fiecare an, în ultimii 5-6, dăm un profesor Bogdan Roștaș de la Universitatea din București și face această plăcută vizită, această sărbătoare, venind din locul 4 volume cu 4 cărți publicate, toate în 2015, și Arhiva de Folclor a Academiei Române, acest institut tot atât de vechi ca și școala sociologică de la București, are plăcuta misiune de a lansa la Cluj cărțile, producția științifică a celor doi importanți recuperator ai tradiției științifice a școlii monografice ale Dimitrie Gusti, vorba de profesorul Bogdan Roștaș și de distinsa noastră colegă din Statele Unite ale Americii, fica Anton Volopentia, Sanda Volopentia Ertescu. Ei sunt, după părerea mea și după evidențe, cei care au contribuit în cea mai mare măsură la cercetarea, iată, acestei frumoase teme pe care a formulat-o profesorul Roștaș, interbelicul românesc, teritoriul disputat sau teren de cercetare. Putea fi și teritoriul disputat, timp în discuție și teren de cercetare excelentă, iată, pentru unii din, și pentru unii din generația tânără, care s-au angajat alături de cei doi distinși, cum le-am zis, recuperator, în sensul cel mai frumos, restaurator ai tradiției științifice. Recuperator în tradiție. Dacă ne uităm la filmele americane, atunci recuperatorul știe cine e. Și la alea românești mai mult. De aceea am invitat împreună la sugestia domnului profesor Roștaș o serie întreagă de personalități clujene care să prezinte aceste cărți. În primul rând pe domnul profesor Marius Ladă de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din Cluj, pe domnul profesor Andrei Negru, cel care a contribuit în cea mai mare măsură la instituirea tradiției științifice a sociologiei clujene și bănățeni, contribuțiile excepționale în acest domeniu. Alături de cei doi distinși profesori, va prezenta, se vor referi, vor participa la această dezbatere colegii noștri mai tineri, Șerban Băietiș, să iau în ordine invers alfabetică, să-i dezavantajează alfabetul, Cosmina Timoce Mocan, Dragoș Drobici și Alina Branda. Participă la această manifestare a noastră, iată, și domnul profesor Pecican Covidiu de la Facultatea de Studii Europene și domnul profesor Năstasă Covaci, și pentru care, de fapt, pentru care te mulțumesc sincer.
Domnul profesor Rostaș a făcut aici o listă cu ordinea celor care vor interveni. O propunere. Această propunere, această listă rămâne deschisă, încât o să fiu deosebit de bucuros să vă dau cuvântul tuturor care doriți să interveniți în jurul acestor cărți, la această dezbatere asupra intervenirii cu Ionescu, teritoriul disputat sau teren de cercetare. Este de asemenea prezent, păcat că n-am știut din timp să fi dus pe lista domnul conferențial Gabriel Troc, de la aceeași facultate cu domnul profesor Lada. Începem, îi dau cuvântul vinovatului principal pentru această întâlnire a noastră, domnului profesor Rostaș Zoltan, și va urma la cuvânt domnul profesor Marius Lada. Pentru mine, această întâlnire este, și asta ca celelalte, un experiment, o încercare. Adică, avem aceste patru cărți, nu de prezentat, nu de prezentat, pentru că avem mult mai mulți vorbitori decât, și pur și simplu să facem o dezbatere reală. Adică aceste cărți sunt de fapt pretexte. Da. Da. Din cauza aceasta am dat aceste intervenii împreună cu Ionuț Butoică, aceste titluri, împreună ne alegem, facem teritoriul disputat sau teren de cercetare. Fiindcă acum pe toate canalele asistăm la dispute. Sigur că în activitatea noastră, cei care ne ocupăm de școala noastră și conexe, și acesta este toată perioada interbelică, practic, nu ne interesează foarte mult disputele, adică ne interesează, sigur că ne interesează, dar nu ne împiedică să mergem după capul nostru înainte. Dar pe de altă parte nu putem face abstracție din de dispute. Și câteodată sunt foarte violente. Acum, aceste patru cărți am adus și sfera politicii, nu de altceva, ci ne-a rămas. Și de ce să stai acolo? Păi ne-am adus. Ne-am însușit-o. Ne-am însușit-o. Foarte bine. Deci, aceste patru cărți, după mine, ordinea ar fi cartea lui Ionuț Butoi, care este tot un experiment, că la noi micro-istorie, pe o personalitate, nu prea s-a făcut. După aceasta, o altă carte foarte importantă și legată de este cea a lui Anton Golopensia, o carte inedită, foarte puțin de texte din această carte au apărut în perioada interbelică. Restul a rămas în manuscris. Iar celelalte două cărți sunt cu cartea legată de scrisorile găsite la ștal,
Nu este toată corespondența, habar n-avem cât de mare sau cât de mică este. Atâta este și am dat drumul ca să se salveze. Că dacă nu, a treia carte este o carte, de fapt, a doua, despre Bucureștiul interbelic văzut de Școala Gustii și de Aiun. De ce spun Aiun? Fiindcă sunt și belici, și statistice, și arități, dar care au publicat în revistele lui Gusti. Deci, pe la urmă, ideea este, avem și interpretări, cartea lui Ionuț, dar sunt și documente aduse la suprafață ca să îmbogățească baza de date, cum s-a spune, a acestei discuții mai și de lămurit această problemă a interbelicului din punctul nostru de vedere și nu numai. Un punct de vedere, am zice, care interesează în primul rând istoria ideilor, istoria socială, dar care, evident, dacă suntem, trăim acum, motivele există, este și din prezent. Adică, suntem într-o atmosferă, chiar de la Revoluție încoace, în care noi găsim suficiente argumente pentru a se ocupa de perioada interbelică prin Școala Gustii, dar prin prisma istoriei sociale, într-o altă manieră decât cei care vor să caută repede modele sau antimodele. Așa că asta am vrut să spun. Deci, dacă este dezbatere, fiecare să intervine, chiar dacă încă domnul Cuceu nu a dat cuvântul. Așa că, fiecare să vorbească, atunci este nevoie lista. Eu am spus de la bun început, prietenul nostru vechi, Marius Lazar, că cunoaște tema de mult. Fiind unul dintre cei mai exigenți referenți din doctoratul lui Ionuț Butoi. Așa că, plus că cărțile domnului sale și interesele lui, cum să spun, acreditează să vorbească chiar de la început. Mulțumesc că zona a ajuns pentru o invitație, care din urmare de ce era gândirile ce organizată de grupul vostru. Și văd în această provocare la discuție un cadru sau ocazie de a încerca să formulăm un cadru mai larg a modul în care problema interbelicului poate să fie abordată astăzi. Faptul că în titlu e nuanțată această distinție între teritoriu și teren de cercetare, deci e vorba de un teren care are tendința să fie câteodată teritorializat, însuși luat în stăpânire cu prezumția că alții sunt excluși, lăsați extramuros în fața acestui tip de demers. Face parte, acest tip de strategie, face parte din strategiile intelectuale din totdeauna, așa că nu cred că trebuie neapărat să
să ne dumerească. Dar este clar că suntem într-un moment de reevaluare a perioadei interbelice, care este foarte mult legată de modul în care se recompun grupurile și elitele intelectuale în România contemporană. Și atunci cele două teme, de fapt, sunt legate într-o modalitate de a legitima sau relegitima poziții care actualmente sunt ocupate în spațiul acesta intelectual. Deci mă refer la dispute între o stângă și o dreaptă intelectuală. Există fără îndoială și o zonă de centru sau mai puțin conjurată de stâng. Există tendințe de justificare a intervenicului sau de denunțare a intervenicului. Și cea mai parte a cărților și celor de poziție pe care le vedem astăzi sunt reacții în general la idei primite sau la o istoriografie mai veche dinainte de 89. Într-adevăr, este că încep să apară lucrări foarte valoroase care pornesc de la surse primare și nu interpretări de traducări, și acestea sunt cele mai importante. Cred că una dintre cheile acestei dezbateri este devalarea arhivelor, scoaterea la suprafața tuturor scheletelor bibliografice care trebuie până la urmă asumate, discutate, inclusiv ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război și rolul jucat de personalitățile intelectuale în acest proces, modul în care aceste evenimente au fost apoi, cum să spun eu, făcute, uitate sau ascunse sau ocultate, toate acestea au creat o istorie vicioasă și viciată după al doilea război mondial, care a fost, cum să spun eu, s-a cuplat cu efectele pe termen lung ale strategiilor intelectuale din perioada comunistă. Mă refer aici la un efect pervers pe care l-a creat și anumita politică de valorificare culturală, valorificarea moștenirii culturale sau literare, care a apărut ca, mă rog, ca un efect sau încercare de relegitimare culturală a politicii culturale comuniste anilor 60-70, dar care a creat un anumit tip de efect pervers. Adică, pe de o parte, istoricii literari, istoricii culturali au fost stimulați să rezumă asupra unor aspecte din perioada interbelică care erau supuse cenzurii și să reabiliteze și să facă cumva un pact cu ideologia oficială personalități din perioada interbelică. Și așa avem cirul de personalități reabilitate. Dacă am putea să ne uităm de pildă la Lucian Blaga. Lucian Blaga, care este interzis în perioada anilor 50, ca să și pe anul 50 începe să fie cumva acceptat ca traducător și apoi ca cercetător la Academie cu care aceea se pierde despre România Socială în Transilvania să cură al 18-lea, pentru ca la începutul anului 60 să redevină, să fie reacceptat ca poet. Mai că cariera reabilitării lui Blaga este foarte lentă și pentru multă vreme opera filozofică lui Blaga a fost pusă, cenzurată și recuperată parțial. Prin ce? Prin trilogia culturii, care este o lucrare care într-un fel s-a intră în acord cu tendința culturii sociale de a renaționaliza, reintroduce teme naționale în cultură, este sincronă cumva cu modul în care este revalorificat Moica, Moica este revalorificat cu cărțile lui despre Eminescu, despre rostirea românească, pentru ca nucleul dur al gândirii filozofice și critic la acești autori să înceapă să fie revalorificat la din anii 80. Se vede o tendință și în literatură și în revalorificarea literară
scritor, un perioadă de interdicție, că granița interdicției se mută tot mai mult spre anii 40. Deci, pe măsură ce avansăm în anii 80, autorii care se apropie lucrări importante de anii 40 încep să fie publicați, dar în jur rămâne întotdeauna o oră de existere. Și atunci, în 89, există această izbucnire de recuperare a interbelicilor interziși, de fapt. Deci interbelicilor care nu au apucat să fie recuperați și care se leagă în bună măsură de generația de la 27, de intelectuali, de ideologi, de generația de Eliade, de Noi, Cacioran și apoi, în bună măsură, parte din membrii școlii Gusti. Dar ceea ce s-a întâmplat între timp a fost un proces de neutralizare a politicului din spate de acele. Practic, în momentul în care au fost reintroduși în circulație aceste autori, ca să fie cumva protejat, discuția asupra poziționărilor lor intelectuale și politice și a acțiunilor lor politice a fost cumva escamotată, pusă în paranteză, tocmai pentru ca, să zicem, opera să fie cumva salvată. E bine, asta a creat o falsă impresie despre intervenit, care e prezentat ca o perioadă aurorală de maximă realizare intelectuală, socială. Deci există această telenovela a perioadei interbelice ideale din istoria României, care este atât de ideală încât nu poți să-ți explici unde România a colapsat în anii 40, ce s-a întâmplat. Au fost niște mecanisme interioare care au condus la autodistrugerea politică a elitelor românești, chiar înainte de izbucnirea războiului mondial. Deci ce s-a întâmplat în această situație? Toate aceste elemente sunt descamotate și după 89 sunt înlocuite de mituri. Mituri construite de propagandiști culturali care exaltă într-o parte sau alta perioada interbelică, fie într-un sens.